Producătorii agricoli și cei din sectorul piscicol, persoane fizice sau juridice, vor fi sprijiniți să obțină finanțare pentru campania agricolă de primăvară, pentru achiziționarea de terenuri agricole, în vederea extinderii exploatațiilor, precum și pentru modernizarea și eficientizarea acestora, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată miercuri de guvern. Măsurile adoptate de Guvernul României au în vedere creșterea procentului de garantare pentru fermierii care solicită credite pentru achiziționarea de terenuri agricole, extinderea categoriei de beneficiari și simplificarea procedurilor în domeniul garantării, toate acestea având scopul să faciliteze accesul la credite și implicit să asigure condiții pentru creșterea gradului de absorpție al fondurilor europene alocate României pentru agricultură și piscicultură. Aceste garanții se acordă pentru credite acordate de către instituțiile finanțatoare pentru achiziția de terenuri cu destinație agricolă, până la maximum 80% din valoarea creditului. În acest caz, diferența de 20% fiind acoperită din alte surse, respectiv terenul achiziționat și alte bunuri aflate în proprietatea beneficiarilor sau a terților garanți. În prezent, instituțiile finanțatoare iau în garanție terenuri cu destinație agricolă la aproximativ 40% din valoarea acestora, diferența neputând fi acoperită de beneficiari. Totodată, se oferă garanții pentru credite acordate de instituțiile finanțatoare fermierilor pentru finanțarea producției agricole, finanțarea producției piscicole și a investițiilor în domeniul agricol și cel al acvaculturii, altele decât cele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, până la maximum 80% din valoarea acestora. Și, în fine, garanțiile acoperă și credite acordate de instituțiile finanțatoare beneficiarilor PNDR, respectiv POPAM, pentru finanțarea proiectelor de investiții sprijinite prin aceste programe, până la maximum 80% din valoarea acestora.